Bine v-ai găsit, dragii mei, la tarotul zilnic. Haideți să facem etalarea pentru mâine, 26 martie 2024. Să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că vom face 3 variante. Va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3. Și să nu uitați că acest video este valabil și pentru domni și pentru doamne. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei care vă uitați colectiv mâine, 26. Am o problemă. 26, da? 26, măi. 26 martie 2024. Evenimente importante pentru cei care vă uitați. Evenimente importante. Varianta cu numărul 1, varianta cu numărul 2 și varianta cu numărul 3. Și o să vedem ce avem și la baza pachetului. Și haideți să începem cu cei care ați ales prima variantă. Se pare că foarte multe dintre voi vă mișcați încet, dar asta nu înseamnă că nu faceți progres. Din contră, este un progres foarte mare pe care voi nu-l conștientizați că l-ați făcut. Pentru foarte multe dintre voi este posibil renunțarea la niște vicii, ori probleme de alimentație, probleme cu greutatea sau impresia că ați avea probleme cu greutatea, pentru că această carte îmi semnifică faptul că hainele sunt foarte largi. Dar persoana se vede ca și cum ar avea probleme de greutate. Deci clar, tu ești o persoană care are aceste probleme de disociere a realității și atunci vorbim despre ceva ce simți tu că se mișcă încet, dar tu de fapt faci progres în această vindecare, deci nu ai de ce să-ți faci griji. Pentru altele dintre voi, poate să fie viceversa. Poate că ai slăbit foarte mult și continui să o faci, dar ești ești într-o aventură, ca să-i spunem așa, de destul de mult timp, poate 5 ani, poate ai avut multe kilograme, poate ai avut, pentru că regina de copii cu 3 de săbii poate să-mi specifice, nu o să spun eu, destul de multe kilograme și asta nu este nicio rușine, ok? Vorbește despre faptul că te-ai luptat cu o problemă pentru multe dintre voi în urma nașterii. Ok, ai pățit ceva hormonal, ori nu neapărat în urma nașterii, a fost din cauza glandei tiroide, dar în urma unei explozii hormonale, după o decepție foarte mare. S-a întâmplat chestiunea asta la tine. Pentru câteva dintre voi poate să fi fost moștenire cu glanda tiroidă și moștenire și pe partea asta, așa trebuie mereu să-ți controlezi greutatea. Pe orice parte ai fi, ai impresia că se mișcă foarte lent treaba. Nu. Tu ai făcut progrese mari, numai că trebuie să le și vezi. Pentru că ai avut așa o aventură lungă, un drum lung, încât e posibil să fi crezut, domne, nu m-am mișcat deloc. Dar în ochii celorlalți, sau mai bine spus, din exterior, progresul tău se vede. Este unul vizibil. Ok? Dacă este vorba despre asta, se vede. Numai tu nu-l vezi. Știi cum sunt persoanele alea care rămân cu traume și au impresia că exact. Tot îmi bate cartea asta cu îmbărăteasa care are hainele extraordinar de largi, dar este foarte slabă. Deci, vizibil, ea a pierdut foarte multe kilograme, dar ea crede în continuare că trebuie să poarte haine largi. Ok? Și indiferent că ești plinuță, că ești slăbuță, cum ai vrea să te porți tu, ești frumoasă oricum. Asta e părerea mea despre toate femeile. Și la bărbați este părerea mea. Simțiți-vă bine în pielea voastră. Dacă vreți să faceți o schimbare, o faceți pentru voi, nu pentru altcineva. Important este cum vă simțiți voi și să fiți sănătoși. Nu contează să fie, să defilați, că nu e vorba despre nicio laudă, nicio. E vorba despre cum vă simțiți voi, cu voi. E vorba despre cum mă simt eu cu mine, ok? Nu cum. Ce păreau ceilalți, că ceilalți oricum vor avea ceva de spus întotdeauna și foarte slab și cu câteva kilograme în plus, tot timpul au ceva de comentat, de-aia nu mai poți tu. De-aia nu mai poți tu. Și sfătui pe toată lumea să de-aia nu mai poți tu. Dar pentru alte dintre voi, dacă nu este vorba despre asta, poate să fie o chestiune de imediat facem clarificarea, pentru că am aici un 5 de săbii, este o gelozie foarte mare. Ok? Este o gelozie a unei persoane. 5 de săbii și regina de copii.
Eu pe regina asta de săbi o scot din pachetul de cărți, să fie clar. Cred că am să o scot pe urmă. Este cel mai bine așa. Ca să nu ne mai deranjeze pe data viitoare, cred că o scot din toate pachetele de cărți. Nu, glumesc. Glumesc. Aici este o situație înfermătoare. Cineva aici are o bubă foarte mare cu referire la faptul că un scorpion, pentru că regele de cupe cu turnul este un scorpion, femeia asta a fost cu scorpionul ăsta. Iar o bubă foarte mare, rac pe scorpion, femeie, balanță, sau ia cum rezonează, are o bubă foarte mare că bărbatul ăsta e dor rău de tot de tine și că vrea să urască cu tine, doamnă din Leuberberg săgetător. Ea, zodie de apă, este foarte supărată că lucrurile se mișcă încet acolo și este foarte geloasă că de ce bărbatul ăsta nu o mai place sau nu o mai vrea. Pentru foarte multe dintre voi poate să fie o femeie mult mai în vârstă, o să fii chiar tu bărbatul care te uiți, rac pe scorpion, am fost foarte mult scorpion, fecioară. Femeia asta este o femeie matură. Împărăteasa cu regina de cupe, eu spun de foarte multe ori ceea ce văd în clarviziunea mea, poate să fie mama ta sau mama bărbatului. Ea cum rezonează? O femeie aici consideră că și-a pierdut autoritatea asupra bărbatului, băiatului. Am mai vorbit eu într-un video despre chestia asta, nu mai stau să repet. Asta este ideea. Că aici sunt foarte multe certuri. Cineva spune, mi-am pierdut autoritatea în fața acestei femei. Băiatul ăsta nu mă mai ascultă pentru că el s-a îndrăgostit de femeia asta. Ok? Eu nu am înțeles și nu mai stau să repet. Ok, fă-i supică, fă-i ciorbică, fă-i ce vrei tu. Încălzește-i ciorăpeii. Pune-i pe sobă, ia-i de pe sobă. Era să zic eu niște prostii. Fă-i ce vrei tu. Dar n-am înțeles niciodată competiția asta între soacră și noră. Dacă voi, doamnele, aveți un răspuns mai bun, eu sunt open să-l ascult. Dar știm cu toții că e pură nebunie. Pentru că aici, practic, ea este foarte... Poate, într-adevăr, să fie și o femeie care a avut legătură cu bărbatul ăsta și ea se simte într-un fel complexată, că are o vârstă mai mare decât tine ca femeie și îi se pare că tu ești mai tânără și că ăsta este un atu și din cauza asta ea pierde bărbatul ăsta în fața ta. Deși nu are nicio... stai că am un lapsus, o secundă. Nu are nicio relevanță, ok, pentru că nu are legătură cu vârsta, faptul că bărbatul ăsta s-a îndrăgostit de tine și faptul că dacă este vorba despre o relație, este vorba despre o femeie foarte posesivă, cu regina de cupe și 5 de săbii, 3 de săbii, a face tot timpul șantaj emoțional vis-a-vis de el. Și a crezut că astfel îl ține în relația asta. Ceea ce n-ai cum să ții pe cineva, îi spun de foarte multe ori. Nu rupe după tine și nu te rupe în două, că nu o să stea cineva, nu o să stea cineva cu tine pentru chestia asta. Nu te rupe în două, nu-ți rupe hainele, nu te tăvăli pe jos, că nimeni nu o să stea de dragul la așa ceva. Poate o să meargă câteva săptămâni, poate o să meargă, depinde cât de empatic l-ai prins pe omul ăla sau depinde cât de tare l-ai prins de nas sau de sub nas, cine știe ce traume o fi avut și el săracul, cât să-i fie milă de tine sau tu dacă ești din exterior femeie, cât să-i fie milă de femeia asta. Ok? Depinde cât de sensibil l-a prins. Da? Aici sensibilitatea la bărbatul ăsta a cam murit, mai ales dacă e scorpion, sensibilitate zero. Știm cu toții lucrul ăsta. Ok? Sau rac pe scorpion. Ia cum rezonează. Da? Mie mi-a căzut regele de cupe cu turnul. Ceea ce ar semnifica o fecioară cu pași de pentacule, ori un scorpion mai tânăr, o fecioară-scorpion. Bărbat, fecioară-scorpion. Fata are ascendent în fecioară sau e fecioară cu ascendent în scorpion. Nu mai merge. Nu mai merge acest șantaj. O secundă. Nu mai merge acest șantaj. Șantaj era să zic, ok? Nu mai merge. Pentru că bărbatul ăsta s-a luminat. Și pentru că, ți-am zis, poate să dureze o perioadă de timp, merge o săptămână, o zi, o săptămână, o lună, dar persoana aia se trezește. Eu una n-aș putea să stau cu astfel de persoană, deși am avut de-a face. Și chiar dacă era bărbat, am avut de-a face. Dar nu pot.
peste mine, nu poți să stai cu cineva de milă. E cea mai mare greșeală să stai cu cineva de milă. N-ai să iubești niciodată persoana aia. Ce înseamnă aia să stai cu cineva? Am văzut chestia asta. Îmi pare rău pe cine se simte ofensat în chestia pe care o voi spune, dar am văzut, știți că eu abordez tot felul de subiecte. Am văzut foarte multe persoane, femei și bărbați de asemenea, dacă eu am întâmpinat, înseamnă că am cunoscut și bărbați, nu exclude nimeni, nici pe ei, persoanele astea care fac șantaj emoțional. E o mare porcărie, nu o să te iubească niciodată nimeni pentru că faci șantaj emoțional, de milă nu o să te iubească niciodată nimeni. A, că ai o perioadă proastă și ai nevoie de persoana aia, ok, foarte bine, foarte bine, ok, e perfect. Mi se pare absolut normal să fie persoana empatică cât e. Dar una este asta și una este să știi că persoana aia nu are afecțiune. Știți la ce mă refer, despre ce vorbesc aici. Ce rost are să insist pe subiect, că știți ce înseamnă șantaj emoțional. N-are nicio treabă cu nevoia ta de a primi un ajutor într-o privință și șantajul emoțional de a face cu cineva să stea cu tine. Ok? Știm cu toții despre ce vorbim aici. Că e mama lui, că este vreo paralelă iubită de-a lui sau cineva pe care el vrea să o lase, este foarte furioasă. Și cavalerul ăsta de pentacule și 5 de săbii, e ca picătura chinezească, dar își face rău singură ei. Deci e o furie prelins așa pe jos, cum să spun, picătură cu picătură. De ce e femeia asta atât de furioasă, ia să vedem? De ce este femeia asta atât de furioasă cu 5 de săbi și cavalerul de pentacule? Pentru că, uite, 8 de pute și, în primul rând, cineva ce furioasă, de ce spun eu, nu te mai uita dacă ești furioasă, de ce spun eu, găsește-ți alt hobby sau altă ocupație, dacă te deranjează adevărul, go away, ok? Nu te reținem, dacă ai treabă, chiar nu vrem să te reținem. Cine știe ce ai de făcut și noi suntem aici în plus. Și doi la mână, persoana asta este iritată de faptul că bărbatul ăsta vorbește pe ascuns cu tine, orică intuiția ei îi vorbește și îi spune că lucrurile se vor termina între ea și bărbatul ăsta sau că sunt terminate, iar ea nu acceptă adevărul. Exact. Nu acceptă adevărul. Poate să fie o femeie din Săgetător, poate să fie o femeie din Balanță, poate să fie cu Hierofantă o femeie din Taur. 5 de cupe cu judecata. Ea are și, uite cum părăteasă aici, are și o conștiință destul de încărcată. Pentru altele dintre doamne, fiți foarte atente. Voi să fiți doamne din Taur, împărăteasa, adică să fiți mame, să aveți copii, ca asta înseamnă împărăteasă. Poți să fii mămică, să ai copii, nu contează relație, din ce relație, din așa. Vezi că tu ai aici o femeie furioasă, care îți poate fi mamă, care simte că a pierdut controlul asupra ta, pentru că ea este rac pe scorpion și pentru că vreau să știu și eu de ce e regina asta de cupe furioasă pe tine dacă ești femeie din Taur. Hai că vreau să știu și eu. Că avem și pentru doamnele din Taur aici un mesaj. Deloc nu-mi place. Vrei să spun că nu-mi place? Nu e zdravă persoana asta. Și e de la tine, din familie. Și ești femeie din Taur. Nu e regulă femeia asta. E cineva, 3 de săbii, uite. Cineva care îți face viața un calvar încet, dar sigur. Te distruge încet, dar sigur. 5 de săbii cavale de pe dar. Te distruge încet, dar sigur. Deci fugi cât mai repede din situația asta, dacă poți. Și eu consider că poți, întotdeauna spun, orice se poate, există, nu vreau, nu pot. Nu te respectă. Consideră că nu ești în stare. Cine o fi membru ăsta al familiei tale? Cine o fi femeia asta? Poate chiar soacra ta. Spune că nu ești capabilă să ai grijă de copii, că ești o mamă denaturată. Eu spun ce spune ea, eu spun ce gândește ea. Că responsabilitățile ei aparțin ei, că tu nu te ocupi, că nu te interesează,
că te fălești prea mult, când ai fost în stare să rămâi cu un scorpion, poate ai copil sau copii cu scorpionul ăsta, asta gândește ea. Culmea este că femeia asta a complotat cu scorpionul ăsta prin spatele tău și ți-a făcut foarte mult rău cu el și ea mai poate să fie și regină de bâte, să fie tot ea, să fie ea și scorpion, să fie tot scorpion femeia și el este tot scorpion, ori să fie o femeie blondă sau cu părul alb. Regina de cupe vorbește despre o femeie blondă cu părul scurt sau cu părul alb. Ea este foarte deranjată că spune... Nu-mi place. Vrei să te mint că nu-mi place? Nu-mi place. Indiferent, eu spun de foarte multe ori, indiferent de ce relație ar fi între voi, nu permite nimănui să-ți facă chestia. Deci, repet, pentru doamnele din Zodia Taur, hai să spunem chiar doamnele din Balanță, de ce permiți tu acestei femei să comande pe copilul tău, copiii tăi, indiferent că este soacră, cine o fi, nu mă interesează pe mine. Sau de ce permiți, că aici este vorba pentru câteva dintre voi, îmi pare rău să râd, dar plăcem și noi, că zice haz de necaz, să te ajute să treci peste, pentru că soacra e aliată cu soțul tău și îți face viața amară. Adică s-au întors amândoi împotriva ta și discută pe la spate și cred că frumos ar fi să-i lași în pace să trăiască împreună. Ok? Uite. Ar fi frumos. Iar regina de bute, cavalerul de bute, pentru că el și-a găsit o altă femeie și mămicuța lui știe că el și-a găsit o altă femeie. Ok? Ori tu dacă ești bărbat, mama ta te obligă să stai cu femeia asta din Taur. Trebuie să spun și viceversa. Acum pentru doamnele din Leu Berbec, femeia asta dacă era pe scorpion, obligă bărbatul ăsta sau tot timpul insuflă să stea cu femeia asta Taur, Balanță, scorpion, săgetător. Stai cu ea că este bine. Pentru că ea nici măcar nu vrea ca el să aibă succes sau dacă ești bărbat să ai succes sau să fii fericit. Este tot de atenție, de fală. De fală, ok? Iar pentru alții dintre voi am chestia asta. Dacă sunteți băieți sau sunteți mai mulți băieți sau ești băiat într-o familie în care ai și o soră mai mare sau ai frați și surori, mama ta tot timpul face diferență și laudă cealaltă persoană mai mult decât pe tine și tot timpul laudă pe cineva aici. Persoana asta e extraordinară, persoana asta face... Iar rămâi, domne, tu cu persoana asta. Ia, hai! Ce măsuri vei lua tu? 7 de săbi, 6 de săbi. Ai să lași persoana asta că este vorba de șantaj emoțional în relație, că este vorba despre cineva din familie, că este vorba despre ce ți-am spus eu mai devreme, lași în spate și pleci. Ce lași în spate cu 7 de săbi? Greutatea asta în care tu nu primești reciprocitate, că este părinte, că este o exă, că este o soție indisponibilă emoțional, dar de fapt și de drept ea stă cu tine pentru că are copii cu tine. Și doamne, dacă vă uitați la mine, probabil că știți despre ce vorbesc și normal că de-aia vă este și greu. Poate chiar voi nu primiți reciprocitate. Luați în ce zonă sunteți voi. Că ești bărbatul, că ești femeia, că ești în situația asta. Dacă nu există reciprocitate, dragoste din partea părintelui, respect din partea soțului, a soției, ia cum rezonează, cineva aici pleacă și spune, sau obligațiunea asta, stai cu mine că te șantajezi emoțional, oricum cineva pleacă aici. Să fim clari. 10 de băte și 6 de monede. Și uite, un bărbat aici este din Zodia Balanță, bărbat berbec o balanță. Îl lași bărbatul ăsta în spate, scorpion, berbec, balanță, îl lași în spate. Ideea e fermător. Dacă cineva aici nu participă la dările casei cu cavalerul de pentacule și 5 de săbi și sunt numai certuri, uite, cu regina de cupe, poate sunteți 3 în casă, tu, soțul și fetița, sau, da, ori tu, soțul și mămica, care e tot fetița, tu spui așa, măi, dar eu chiar așa sunt singura care plătește pe aici facturi, dări, datorii, credite, că ai vrut mașină, că cineva aici a vrut mașină din câte văd, pentru unele dintre doamne.
telefoane, haine scumpe, iar tu și mămicuța nu faceți nimic. Pentru că cineva aici nu cumpără niște mâncare. Uite, cavalerul de pentacol și cinci de săbii. Cineva se ceartă dacă îi cer ceva și persoana asta are de unde da. Sau nu îi place să muncească, ea curizonează. Ideea este că cineva spune aici, orice îi spune sare mămicuța. Dar de ce să muncească? Dar ce ai cu el? Dar ce ai cu el? Vrei să-și rupă piciorușul? Pe bune acum. Vrei să pățească ceva? Vrei să lovească cu genunchiul de vreun dulap și să... Nu știi ce să pățească, să-i sară rotula? Sau eu știu ce accident se poate întâmpla în timp ce șterge praful sau eu știu, dacă coboară scările să plece la muncă sau... Nu se știe niciodată. Cum poți tu să-l supui pe la muncă sau să-l trimiți măcar să ducă să ia o pâine? Pe bune acum. Nu, chiar nu ți-e milă de el? Cine ar mai sta pe canapea să croșeteze toată ziua dacă nu el? Deci gândește-te serios acum. Gândește-te ce-i faci tu bărbatului ăsta. Nu mai fi atât de crudă. Nu mai fi. Uite ce suferă un micuța lui. Groaznic de tare. Cum poți tu să-ți permiți să supra-soliciți tu bărbatul ăsta să facă asemenea eforturi. Pe bune acum. Pe bune. N-are niciun rost. Dacă ai sărit un pic așa pe el, a sărit și mămicuța. Direct. Și nu vreau să-ți arăt imaginea. O femeie își părăsește bărbatul tocmai din cauza asta. Tocmai din cauza asta. Și bine faci. Doamne, dar te aplaud extraordinar de tare. Dar bine faci. Bun. Vreau să las energia asta un pic deoparte și să mai întreb o altă energie. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 1? Mâine, 26 martie 2024, evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 1. Uite, Taur Fecioară Capricorn, femeie din Taur Fecioară Capricorn, gemeni. Există un 3 de cupe, ca să ne înțelegem, da? Și tu știi treaba asta. Și te desparți definitiv de omul ăsta, ca să ne înțelegem. Oricât te-ai opus tu și ai plecat greu și te-ai lăsat greu dusă, gata. Tu vrei să devii independentă financiar și o să faci treaba asta. Aud că accepti un job la distanță. Poți să fii săgetător, poți să fii femeie din săgetător, ok? Diavolul și asul de cupe. Să știi că ce ai trăit a fost o obsesie în dragoste. N-a fost dragoste adevărată. Și magicianul cu diavolul e șmecheria ta ce ai făcut și karma e tot a ta. Vrei să te mint? Trebuie să spun. E șmecheria ta ce ai făcut cu magicianul și diavolul. Pe mai departe, dacă ai făcut tu chestia asta cu asul de cupe și trei de cupe, la a treia energie și ai așteptat ca bărbatul să nu mai iubească pe cineva, trebuie să spun și varianta asta, când acum ai rămas singură. Trebuie să-ți asumi. Da. Asta e. Și n-ai cum să schimbi lucrurile, că turnul a căzut. Uite. A plecat un bărbat din pești, scorpion, definitiv. Gata. Final. Și aici trebuie să spun. Cu o femeie din Taur Fecioară Capricorn săgetător, poate nu Taur Fecioară, Capricornul săgetător, așa văd. Și trebuie să mai spun un lucru, că o femeie aici se ocupă cu ce nu ar trebui să te ocupi. Ok? Adică... Of, Doamne! Femeia asta se ocupă cu... Vezi că o să ai probleme cu legea. Ai mai avut, dar o să ai mari. Pentru că femeile astea, înțelegi tu ce vreau să spun. Iar magicianul cu diavolul pe care l-ai făcut tu, că femeile astea de care spun eu, cum ai participat tu cu bărbatul ăsta din pești, ce ai făcut tu împreună cu el, te paște ceva nasol, sau dacă tu ești femeie din, și te iei din exterior, sau ești bărbat, ea cum rezonează, un bărbat și o femeie din săgetător Capricorn a colaborat cu un bărbat din scorpion pești într-o chestiune de proxe, așa, și
persoanele astea ajung cu probleme de lege foarte mari, foarte mari. Iar ea a făcut magicianul și diavolul. Posibil tu ca femeie să o cunoști pe femeia asta, pentru că probabil că tu ai avut legătură cu bărbatul ăsta din pești, neștiind cu ce se ocupă el, neavând legătură, ai fost o fostă de-a lui. Iar femeia asta, ea softică că a fost părăsită de bărbatul ăsta. El nu mai vrea să aibă nicio treabă nici cu lumea asta, nici cu ea, nici cu nimic. Ea oricum a visat că l-a ținut pe el cu magician și diavolul. Nu, el a avut nevoie de bani făcând afacerile astea cu ea atâta. Și după aia a părăsit-o. Și asta este și ideea, că ea se oftică foarte tare, dar ea a avut o obsesie față de el. Dacă tu știi la mine cumva ca femeie, nu mă pot să-ți explic că ai avut o obsesie și a fost o karmă pe ce ai trecut. Dar măcar să te ajut cu ceva. Ce se întâmplă cu regina asta de monede? Eu nu... Hai ca să ne înțelegem, că eu nu critic și nici nu vă interesează, că nu, fiecare își asumă ce face. Până la urmă, fiecare va fi iertat într-o bună zi de Dumnezeu pentru, sau karma o să-i treacă, chiar dacă durează ani, săptămâni, cu toții am plătit karma. Hai să ne înțelegem. Poate să fie fecioară sau nu, e frică de singurătate, femeia asta o să rămână singură. Și spun eu că ai o karmă de, nu știu dacă te ajut cu ceva să spun treaba asta, nu știu ce ai făcut așa de rău, dar ai o karmă de 4 ani singură. Pentru că asta ai dorit unei a treia energii care, pe care o iubea bărbatul care ești tu. Sau erai tu. Mai bine spus că nu mai ești cu el. Tu ai încercat să desparți femeia asta, care poate să fie leu, cu 8 de săbii, de bărbatul ăsta din leu. Ai încercat să forțezi mâna destinului, iar diavolul ăsta care ai considerat-o că... Ai tratat, eu v-am spus de multe ori, n-ai cum să tratezi tu cu diavolul, că tu nu știi mintea diavolului, ok? Diavolul e șmecher în sensul de viclenie. N-ai tu cum vreodată să-l întreci la viclenie. Cine crede că l-are sub apuc sau face... În viața asta, ca să ne înțelegem, ori ales să fii de partea lui Iisus Hristos, Dumnezeu, ori ales să fii de partea aia să te duci la vale. Este singura soluție. Dacă te lași așa, te duci. Este singura soluție. Și atunci când spui că ești ateu, înseamnă că ești al lui. Să ne înțelegem. Când cine spune, păi sunt ateu, nu cred în nimic, nici în aia. Ba da. Ba da. Crezi în diavol dacă ești ateu. Iar tu ești o femeie foarte credincioasă, cea care ai fost... Te-ai dat la o parte, de fapt. Femeia asta a crescut, îți face nu știu ce, tu te-ai dat la o parte, pentru că nu ai vrut să faci parte din mizeria asta, în sensul că el s-a să spele mocir la lor, în sensul... Ia, dragă, tu știi că regele ăsta de cupe, posibil, scorpion, pești, are o karmă urâtă cu femeia asta din săgetător pentru ce ți-a făcut ție? Iar ea, săraca, a crezut că tu îl furi, uite, magicianul, diavolul cu asul de cupe. Ea îi făcea, va să zică, magie neagră ca să o iubească cu forța. Draga mea, dar acum s-a trezit. Era și o poveste într-o carte, Prostia omenească, nu mai știu. Cred că așa îi zice la cartea aia. Nu mai știu exact. Trebuie să aflu. Când s-a spart oala și soția era pe moarte și a spus soțul, zice, unde este soția mea frumoasă? Soția mea incredibil de superbă. Și toți vecinii spuneau, păi stai, mă, omule, mă, că asta... Doamnele care uitați, cu siguranță știți din ce spun. Poveste... Nu, altfel zicea la carte. Altfel, mă rog. Stai, mă, omule, că asta a fost nevasta ta mereu. Cum urât asta, știrba asta, ea a fost nevasta mea mereu. Da, mă, omule, dar n-ai văzut-o tu, că mintea ta a fost îngropată într-o oală sub pace. Acum, dacă s-a spart oala, asta e... Draga mea, oala ta nu e cea din poveste. Oala ta i-a fost închipuită și bărbatul ăsta te vede așa cum ești. Ce facem în cazul ăsta? Că da, a fugit de-a rupt pământul. Ce crezi? Adică apreciază omul care te iubește pentru ceea ce ești, nu pentru ceea ce vrei tu să fii în ochii acelui om. Asta este o iluzie. Eu n-am înțeles niciodată. Eu, care pot să fac foarte multe lucruri și vreau să o spun în direct tuturor acum. Tuturor vreau să spun. Eu care pot să fac foarte multe lucruri, nu dă doi bandă astea, că așa ceva nu există, eu spun de foarte multe ori. Ea a avut acest casta lângă mintea lui și l-a făcut cu papagalul, ok? Și cu șantajul emoțional. Dar
Și a fost o karmă. Dar eu care pot să fac atât de multe, și credeți-mă că sunt desperiat. Credeți-mă că sunt desperiat. Nu am făcut niciodată și nici nu o să fac vreodată vreo manifestare energetică ca vreun bărbat să stea cu mine pentru ceea ce aș vrea eu să fiu. Nici n-am problema de asta ce este drept, dar nici nu aș face așa ceva să fac pe cineva. Băi, este pe destinul meu, este pe linia mea, ok? Cu ce mă face pe mine să mă simt bine? Că fac un bărbat să stea cu mine într-o iluzie. Și acum te întreb eu pe tine, sau dacă ești a treia energie și întreb pe regina asta de mâine. Dacă în cap, să zicem, prin absurd, că ea se uită la mine acum, cum te simți tu așa când te culci noaptea, că văd că nu prea dormi? Să știi că bărbatul ăsta nu te place pentru ceea ce ești tu, ci pentru ce ai făcut cu papagalul în cap și mai știi tu ce. Cum te simți așa în sinea ta? Cum te simți? Că văd că agresiv a fost cu tine, văd că ți-a făcut multe lucruri rute, văd că nu te-ai potolit, văd că vicii consumi, văd că l-ai corupt și pe el, văd că ați făcut împreună lucrurile astea, văd că a fost o chestie oribilă cu câți bani ai cheltuit tu cu magicianul și diavolul și cât ai mai așteptat. Mie mi-ar fi rușine locul 2 de butei și 3 de cupe, cât ai mai așteptat ca omul ăsta să părăsească. Ai zis că îi gonești toate femeile din viața lui. Nu, draga mea, a fost karma lui pentru că el și-a bătut joc de femei și a vrut bani de la ele cum a vrut bani și de la tine de ți-a mâncat toți banii. Că de-aia te-a vrut, de nimic altceva. S-a auzit când a clipit, nu? S-a auzit. Și pentru a treia energie tu care ești, femeia asta poate să nu, că îl jignești, n-are rost să zic ceva acum de Rasputin, că mie îmi place Rasputin foarte mult, era să zic să-l cheme pe Rasputin, nu, că îl jignești pe Rasputin și e favoritul meu Rasputin, ce vorbești, ești nebun. Eu cu Rasputin mă întâlnesc în timp și spațiu și să dau salut cu el, e extraordinar, așa ceva, eu n-am cum să-l bag pe el asta, nici în glumă. Poate să stea amândoi, că oricum nu mai stau amândoi. Ea a crezut că urmatul ăsta, pentru că el insistă să întoarcă la tine, ea și-a imaginat, da, te iubește. Draga mea, regină de monede, bărbatul ăsta o iubește pe femeia asta, dă-i sargă-l cu ele. Dar ea nu mai vrea să mai fie cu el. Și să o iubească toată viața și pe tine tot nu o să te iubească niciodată. Ce crezi? Au temă. Dacă mai ai bani, dar nici dacă mai ai bani, nu te mai iubește, dar dacă mai ai bani, poate cine știe, mai îți reface o vizită. Dacă nu mai ai bani, nu știu ce să zic, că el cam umblă după ea, dar ea tot nu-l mai vrea. Deci domnișoarele din Leu Berbec, femeia asta e săgetător, așa? Doamnele mele, Leu Berbec, Capricorn, femeia asta e dusă. E dusă și cred că înțelegi ce am zis eu în seara asta. Bun voiaj, pentru că el, tu ca femeie o să ai un nou început în dragoste cu totul altcineva care nu are legătură cu urmatul ăsta, pe care te rog, uite, îl pun peste tine aici așa. Sau doamnele din Leu Berbec, îi pun bărbatul ăsta peste aici, să-l păstreze, să-l ia, că nu îl vrea nimeni. Și am mai vorbit de vreo 3 seri la rând despre treaba asta, nu-l vrea nimeni, nu. Ea a interpretat totul greșit, uite, regele de cupe. Nu-l vrea nimeni. Asta, am înțeles că era și conflictul. Am înțeles. Că el a spart ușa cu ea și că vrea să vină către tine. Am înțeles acum ce vrei să te mine. Am înțeles. Uitându-mă la cartea asta, e cineva care amenință că se aruncă de pe bloc, că își face, că își drege. Băi, n-am să spun că nu este de râs. Am să spun decât că e patetic ce faci. Atâta tot. Și punct. Că te arunci odată, de 2, de 3, de 10, da, te arunci așa, în continuu. Bă, bun. De câte ori te arunci? Cazi în reloare? Ce faci? Cazi în reloare, te ridici, iar te arunci. Cum vine asta? Că nu înțelegem. Explică-ne și nouă cum cazi, că nu înțelegem. Băi, eu am o vorbă mea. Și nu încurajez pe nimeni, dar am o vorbă mea. Nu puneți botul la manipulare emoțională și psihologică. Bă, dacă cineva vrea să-și facă ceva rău, nu o să te anunțe pe tine că își face ceva rău. Ai înțeles?
Una este să ai nevoie de ajutor moral, să vorbească cineva cu tine într-o situație în care chiar ai gânduri de suicid, ferească Dumnezeu, și treci printr-o stare groaznică în care cu adevărat ai nevoie și să fie cineva. Eu am trecut prin miliarde de genul ăsta de stări și să spun nimeni n-a fost alături de mine. Recunosc, și eu de toată lumea am fost, recunosc. Dar eu sunt o forță. Eu sunt o forță. Ok? Asta e altceva. Dar să faci așa ceva în continuu, a prost, a acru. Păi te miroase lumea, mă. Te miroase lumea asta, mă, că asta e săptămâna și omor, săptămâna și omor. Sau din 3 în 3 zile și omor tu. Dar te mai omor mult. Păi bune, acum, te mai omor mult. Eu sper chestia asta să ajute pe femeia asta, să facă ceva cu viața ei. Păi bune, de ce te chinui atâta? Era să zic, nu vezi că nici Sfânta Moarte nu te... Mă bag sub masă! Mă bag sub birou! Mă bag sub birou! Nu vezi că nici ea nu te vrea? O bune! Are timp, are treabă! Lucruri serioase de făcut! Persoane cu nevoi speciale! Ce cauți tu să o deranjezi de fiecare dată și nici nu deranjezi măcar, pentru că tu ce faci un teatru de doi bani? Doamnele care sunteți a treia energie, știți despre ce vorbesc. În special cele care aud, sunteți vecine de bloc cu individa asta și om, bărbatul ăsta este însurat cu ea și el te place și te iubește pe tine, sau sunteți vecini de clădiri de bloc, ea cum rezonează. Tu asigi la chestia asta din partea acestei femei tot timpul. Bărbatul ăsta a părăsit-o sau urmează să o părăsească, îți confirm eu acum. Iar ea face chestiile astea degeaba. Degeaba. Vreau să văd pentru doamne. Doamnele zdravene aici, nu? Și pentru câteva dintre voi, repet, poate să fie mama individului care face chestia asta. Cum mai vorbeam într-un video. Îmi vine rău și cad pe jos că vrei să pleci să fii fericit. E bune? Stai acolo și vezi cum îi vine rău și dacă e... asistă și după aia pleci cel puțin mulțumit că știi că i-a venit rău. Că n-a glumit. Cel puțin n-a depus efort degeaba. Noul început pentru cei de la varianta în mărunul mâine 26. Veți fi cu cineva din leu. Alegeți pe cineva din leu. Poate că doamnele din leu, berbec, săgetător... sau leu, berbec, scorpion. Nu știu ce fug de săgetătorul ăsta. N-am mai cu săgetătoarele, doamnele. Că am prietene din săgetător și vă pup și vă îndrăgesc. N-am nimic, dar în cazul ăsta nu. Nu e săgetător. Nu, săgetător e individa. Doamnele din leu, berbec, cam fraierul, puterea, gemeni. Doamnele din gemeni, doamnele din taur. Aveți un nou început în dragoste foarte frumos, posibil chiar cu cineva din leu. Posibil chiar cu cineva din leu. O secundă. Uite, deci nu vine să cred. În timp ce dădeam eu ție acum, mi-a sărit regina de cupe invers cu 5 de săbi și 9 de săbi. Te credem, te credem. We feel you, we feel you. Cu cine o să aveți un nou început în dragoste? Doamnele de la varianta numărul 1. Cine o să aveți mâine 26? Eu vă oblig să aveți în fiecare zi, să aveți noi început de multe ori de mine, zic. Măi, dar de ce oblig eu să aibă începuturi dragoste? Datoria mea e să întreb, ok? Cu cine o să aveți? Pentru că am văzut că există asul de cupe și fraierul. Da, cu cine o să aveți un început în dragoste cu asul de cupe și fraierul mâine? Uite, cu bărbatul ăsta care renunță la regina asta de cupe, să ne înțelegem. Ori un bărbat care renunță la viața asta de a-și explora opțiunile, marea preoteasă cu 5 de monede, nu mai vrea să își exploreze opțiunile cu nimeni altcineva, poate că a făcut pace cu trecutul lui, 7 de bâte, asul de bâte, poate nu mai vrea aventuri, ok? Are o legătură cu aventurile din viața lui, nu mai vrea aventuri. La ce renunță cu 5 de monede și marea preoteasă să fie cu tine? Ceartă cu cineva din trecutul lui, ceartă cu mama lui, exact cum am spus,
ceartă cu un bărbat din Taur, Fecioară, Capricorn, ori nu neapărat, poate să fie ceartă cu o femeie din Rac pe Scorpion, chiar să fie mama lui femeia, chiar să fie mama lui. Și cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn, dar nu neapărat, poate să fie faptul că el își explora opțiunile și să apară și ca rege de monede, poate este, cum am spus, are Fecioară, Scorpion, Leu, bărbatul ăsta, poate are și Taur. La ce renunță cu regele de monede, s-ar trebui pe... probabil, uite, la o colaborare financiară cu cineva din familia lui cu 6 de cupe. Poate asta este și ideea pentru care există cearta și balamucul ăla. 2 de săbi, regele de bâte și turnul. Nu, tu n-ai să fii cu scorpionul ăsta, că nu, de ăsta te detașezi. Mă induce puțin în eroare pentru că mie mi-apare că tu ai să fii cu regele ăsta de monede, ok? Deci, vreau să-mi confirme încă o dată, pentru că isterismul e din partea regelui de cupe, care e scorpion, pești, tu pe bărbatul ăla nu mai vrei. Ia să vedem noi. Cine e bărbatul pentru doamne? Bărbatul care se ia în început în dragoste, care e la varianta în unul ăsta o grămadă. Mâine, 26 martie 2024. Cine e acest bărbat? Pentru domnii, o femeie din leu, că tot insiști să afli. Și puterea cu regina de bâte, o femeie din leu. Și pentru doamne, iar leu. Fii atent, deci a doua oară, îndrăgostiții cu puterea a doua oară, leu gemeni. Cine e bărbatul? Între bărbatul pentru femei? Bărbatul ăsta care zic că e un bărbat care se furișează și face drum către casa ta. Cine e bărbatul ăsta? Pentru doamne. E regele de cupe, mi-a căzut, uite-l. Dar vezi? Aici este, nu e, ghilimele, eroarea, că nu este eroare. El e Taur. Regele de cupe cu Ierofantul. Deci el e Taur. Culmea că celălalt, care e chiar scorpion, apare regele de bute cu turnul. Ăla e scorpionul. Ăsta e regele de cupe care are și rac și taur și are și săgetător el ca bărbat. Ăsta e un bărbat foarte bun și blând. Probabil că este un bărbat mai tânăr decât tine. Care termină cu o împărăteasă. Femeie din scorpion, regina aia de cupe. Termină relația cu mama lui, cu femeia care face șantaj emoțional cu el. Cu explorarea opțiunilor, cu o afacere, cu cineva din familie, bla bla, etc., cu cineva din pești, termină el. Diavolul și 8 de monede cu o afacere toxică, cum am început și am vorbit despre, poate bărbatul ăsta are și pești. Ok? Poate chiar el, Taurul, are scorpion. Luna în scorpion, luna în rac, luna în săgetător. Oricum ar fi, o să afli mâine. Bun, bun, bun. Hai să ne varianta numărul 2. O, da. Aici se manifestă la tine. La varianta numărul 2 este vorba despre foarte multă manifestare. Manifesti ceva nou. Ești în plină manifestare. Și văd că este vorba despre... pentru foarte multe dintre voi este un nou început. Este fresh. Te simți energică, te simți pozitivă și pleci de dimineață așa cu o energie pozitivă. Ești vivace așa. Cred că mâine te reprezintă foarte mult culoarea roșie. Ori îți plac foarte mult trandafirii roșii, dar și cei galbeni. Un bărbat aici te manifestă o nebunie. Deci n-am cum să te mint. Un bărbat te manifestă la nebunie. Cine e bărbatul ăsta care te manifestă pentru varianta numărul 2? Turnul și diavolul. Scorpion, Capricorn, Taur. Deci te manifestă la nivel spiritual, la nivel de... Mamă, deci vreau toată stai nebunit pe tine și e greu să-ți accesezi energia. Că nu te găsește pe nicăieri. Energia ta nu poate fi găsită. De ce te manifestă vreau toată? Te manifestă că suferă după tine, trei de săbi și luna. E dor rău de tot de tine. Te manifestă pentru că s-a îndrăgostit de tine. Puterea. Da. Ce s-a îndrăgostit de tine vreau asta? Pentru că
s-a despărțit de împărăteasa sa și a terminat. Cred că varianta pe care ți-aș putea o spune este că bărbatul ăsta a încercat să te... sau dacă ești, tu ești bărbat și ai făcut treaba asta, un bărbat a încercat să facă o femeie geloasă stând cu altcineva, ori a jonglat cu altcineva și el și-a dat seama că femeia pe care o iubește i-a plecat cu adevărat și chiar a plecat. Iar el acum s-a trezit și a luat un elan foarte mare și te manifestă într-o veselie, dar nu-ți găsești energia pentru că tu nu-l mai iubești și nu mai ești energetic acolo. El ar vrea să-ți comunice, să spună că îi pare rău că a făcut joculețul ăsta urât, pentru că a explodat în față cu diavolul și planul e explodat în față cu diavolul și turnul, având în vedere că s-a jucat cu timpul, s-a jucat cu energia, s-a jucat cu dragostea ta care a trecut. Uite, el a încercat un nou început cu altcineva și acel nou început s-a dovedit a fi un eșec, pentru că nici nu avea cum să reziste, că nu era pe inima și pe sufletul lui. El în secret te-a iubit pe tine cu luna, te-a iubit pe tine. Forța. Te-a iubit pe tine în secret. Cu luna 6 de cupe te-a iubit în continuare. Și a fost greu să fie cu persoana 3 de săbi, 10 de bâte sau să o mai suporte. E cineva care stătea numai în stare de ebrietate. Dar, și de ce a stat cu femeia dacă i-a fost așa? A, băi, am înțeles că să fac cu tine ceva să... ori sacrificiu, 5 de cupe și de cata. Posibil ca cineva să refi în păcat cu cineva din trecut. De ce a stat cu femeia dacă nu a suportat? 10 de săbi și 8 de... pentru că nu mai vorbeai tu cu el? Ori pentru că a fost o karma în bâțul lui. Da, în bâțul lui. Deci asta femeia cu 8 de săbi și prânzuratul. A fost o karma. S-a străduit și el să facă ceva, dar nu ești. Moartea și private. Da. Probabil că s-a cu femeie din gemeni sau a încercat ceva cu o femeie din gemeni, da. Nu știu, dar te iubește și te caută. Te caută în stele. Te caută în... îți caută astrograma. Caută să ia legătura cu tine. Întreabă luna de tine. Caută cumva să-ți detecteze energia pe care nu mai găsește. Pentru că nu mai ești acolo energetic. Și vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 2. Mâine, 26 martie 2024, evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 2. Mâine afli un adevăr despre o sumă de bani foarte mare care vine către tine și mai mult decât atât aud că o să-ți meargă foarte bine pe partea de afaceri. Ai un nou început în carieră foarte frumos. Mamă, că e frumos. Uite, 10 de monede, 9 de cupe, as de săbi, hierofantul, steaua. Este o afacere de succes, aud. O afacere de succes, un contract de succes. Cineva o să vrea să colaboreze cu tine. Și aici este vorba despre o persoană publică sau persoane publice, cineva te admiră foarte mult, cineva vrea să colaboreze cu tine, te sună, te solicită, îți propune o colaborare. O firmă importantă, depinde în ce domeniu ești, îți propune o colaborare foarte importantă, spunându-ți de la bun început suma pe care ți-o oferă ca să faci această colaborare. Deci nu spune ca și cum mai vedem pe drum. Nu, îți spune suma de la bun început. Atât te plătim pentru acest contract, shooting out, reclamă, ghid, o petrecere cu promovarea unor bijuterii. De monede. 10 de bute și 8 de monede.
te-ai chinuit foarte mult ca femeie până acum cu partea financiară, pentru că ți-a fost făcut un necaz pe partea financiară foarte mare. Și aici este și un proces în care ți se face dreptate pe partea asta, uite-te. Este un proces în care ți se face dreptate pentru suferința ta și pentru faptul că ăștia erau bani munciți de tine cu greu. Ok? Și de ce aici asul de săbii și moartea? Și mai spun un lucru, fii atentă. Vecina asta de cupe este conștientă că s-a terminat totul. Nu știu ce tot mi-apare femeia asta, dar ea este conștientă că s-a terminat totul. Ce e conștientă că s-a terminat? Poți fi și bărbat și femeia coordinează. Greutatea ta. Ok? Dacă poți închipui că cineva... cuiva a fost frică că tu o să învingi, dar normal că ai învins, logic. Dumnezeu este cel mai puternic. Soarele și doi de cupe. Și ai să ai și noi începuturi în dragoste, iar o să rămână tristă pe drumul ei, pentru că nu vrea să-ți luați de viața ei, dar n-are decât treaba ei. Ea este conștientă că ai plecat de tot. Poate să fie bărbat, repet, poate să fie bărbat din Scorpion, poate să fie femeie din Scorpion, bărbat cu energie feminină, dar... tu nu vrei persoana asta, în niciun caz. Doi de pentacule și diavolul, poate să fie cineva care nu are nicio treabă cu gusturile tale, nu deloc. Cineva care nu știu ce a vrut, dar degeaba. Poate fi o fantezie, o obsesie a cuiva, dar s-a terminat complet. Hierofantul cu steaua. Cineva îți urmărește succesul. Ok. Cavalerul de cupe cu diavolul. Aici vorbim despre cineva care a crezut că succesul tău se datorează și hello, pentru cine crede asta despre mine aici, că trebuie să răspund și eu, că de multe ori văd în care succesul se datorează datorită lui. Orică este vorba despre tine, dar trebuie să răspund și eu. Cineva a crezut că succesul tău se datorează diavolului, vreunui contract cu el. Nu, n-ai niciun contract, din contră, tu ești cu Dumnezeu. Ok? Și dacă cineva a crezut că succesul meu se datorează diavolului, eu sunt un specimen uns cu tot alifiile și... n-am să intru în subiect. Succesul meu se datorează că eu sunt un succes. Iauzi. Eu sunt un succes pe picioare. Și eu sunt o energie cum rar vine pe pământul ăsta. Ok? Ce n-are treabă cu așa ceva. Eu sunt într-o lumină. Și am avut videoclipuri în care am spus clar. Și o să mai spun de un miliard de ori. Eu am trecut prin întuneric ca să ajung la lumină. Dacă nu ești făcut, tergi, praf, să treci prin ce treci, să treci. Că lucrător într-o lumină și lucrător spiritual, cine vine să spună, să mintă, vii așa, angelic, direct. Direct cu catifeaua pe tine și pufulețul și pe pănuțele pe tine și ești plimbat așa, bă, pernuțe, roz, drăguțe. Nu. Eu am venit cu niște capacități spirituale foarte mari, pe care mulți dintre voi nici măcar un sfert din ele nu le știți, pentru că v-aș speria. Vreți să vă spun adevărul? V-aș speria. Și nici acum să spun vreodată cine sunt, că și asta n-ar fi bine, sunt Alina. Ok? Ca să ajungi la lumină, și dacă și pentru cine sunteți persoane spirituale, trebuie să știți lucrul ăsta. Trebuie să treci prin întuneric. Trebuie să treci prin întuneric și să-L învingi pe Domnul, să te respecte. Pe mine mă respectă. Mă respectă. Ok? Pentru că eu mi-am făcut munca acolo. Dacă vrei să afli care este munca acolo, nu o să afli niciodată că nu ești o persoană spirituală. Sper că nu te-a supărat rău de tot, dar asta e adevărul. Așa că nu te mai băga cu el, că nu știi ce, cu ce te bagi. Bun. Iar pentru doamnele care... mai cine vă place sarcasmul tău? Da, și mie. Sunt tot un sarcasm. Am perioadele mele când sunt drăguță și perioadele mele când nu sunt foarte drăguță. Trebuie să mă mint.
Și mă place, mă place așa cum sunt. Ideea este aici că cine a crezut că succesul tău se bazează pe lucruri toxice, minciuni și alte lucruri, nu, succesul tău se bazează pentru că lumea ar trebui să învețe și oamenii ar trebui să învețe că fiecare are crucea și destinul lui și fiecare vine în lumea asta cu un drum și ceva scris. Dacă tu crezi că poți să judeci pe cineva care are succes sau care are noroc sau așa, mai gândește-te de două ori dacă vrei să faci treaba asta, pentru că nu știi prin ce a trecut omul ăla. Poate un om este extraordinar de frumos îmbrăcat și extraordinar de bine coafat și de superb și superbă și cum vrei tu să spui și elegant și așa mai departe, dar în viața lui de zi cu zi nu știi tu că poate plânge seară de seară sau zi de zi și nu știi ce a mâncat și nu știi ce a făcut și nu știi cu cine a stat și cât a suferit și etc. Înainte să fii gelos sau geloasă pe succesul cuiva, pentru că aici cineva asta face cu tine, ar trebui să te întrebi dacă ai vrea să fii papucii acelei persoane. Că mulți își au karma și în felul ăsta, pentru că au nervi și gelozie mare pe viața cuiva, încât Dumnezeu zice, ia măcar un sfert în viața acestei persoane ca să vezi cu ce să mănâncă. De-aia să spuneți, niciodată să nu fii gelos pe viața al cuiva, că s-ar putea să iei preiei din karma. Ca așa toate sunt roșii și frumoase pe copertă. Și aici cine gândește așa s-ar putea să fie și s-a împlinit, nu vreau să mai intru în direct, auzi, Doamne, nu mai intru nici în direct. Un subiect vreau să zic că e o energie aici pe care de mult timp o evit și nu o să pronunț, știți voi ce, cu entitatea de mult a voastră. Că vreau să zic că s-a încheiat ceva spiritual pe partea aia. Era o entitate care îți făcea rău. O karmă. Urmea de la tine din familie. Insistă, vezi? Insistă. Și este zodia asta. Nu vreau să dau mai multe detalii. Vai, ce frumusețe aici. Ce este cu 5 de monede și Marea Preoteasă? Urmează o foarte mare fericire pentru tine. Mi-mi place ce nas are soarele aici. Te rog să te uiți în tarotul ăsta nou. Uite aici. Uite puțin. Nu că el e perfect așa, dar nu cred că se vede bine. Nu știu că se vede bine. Are niște trăsături foarte frumoase soarele aici. E un tarot fanirou. Și mai scrie și în română. Și îmi place și știți că eu v-am spus că iau de-astea de mult frecuș. Și îmi place și spatele lor. Ce te așteaptă atât de frumos aici cu... S-a terminat o foarte mare suferință la tine. S-a încheiat karma. Ce s-a încheiat cu luna și 9 de săbii? Gata, ai plecat definitiv. Frica de a avansa, frica de a merge mai departe, frica de a fi independentă, nu știu cum să o spun, emoțional, treiul de cupe, ceva ce stătea la baza, să spun, familiei tale, ceva ce stătea din generație în generație, ceva ce stătea ca un trei de cupe, deși probabil pentru... Uite! Cu eremitul poate să... Uite ce rapid te îndrept către vindecare. Pentru câțiva dintre voi putea să fie o persoană. Deci vreau să te rog frumos, permite-mi. Justiția, echilibru, hierofantul. Ești un templu mergător pe picioare. Deci, și aici este un congres. Este întâlnirea îngerilor, arhanghelilor, Dumnezeu și comitetul de acolo care a fost la o mare ședință. Acum de luna asta în balanță plină. Cu dorința de a spune, Doamne, cât de luptătoare este persoana asta că nu s-a lăsat și a împlinit toate taskurile. Haide să-i dăm un nou început și haide să-i dăm eliberare pentru că s-a schimbat, pentru că a învățat, pentru că în viața asta a făcut ce trebuia să facă, are dreptul să fie fericită sau fericit. Exact, judecata cu diavolul. Și a împlinit această karmă în viața asta, depinde pe cât ți-ai ales tu
să împlinești în viața asta, că ți-ai ales să împlinești pe două vieți din urmă, că ți-ai ales să împlinești pe ultima viață. Aici spune gata. Deci și-a împlinit persoana asta karma. Gata, am reușit. Ea a reușit, el a reușit. De ce ai scăpat aici pe eremitul? De ce să biștuie pe regina asta de monede, gata. Pa. Era o fecioară. Dar vreau să vă spun pentru foarte multe dintre doamne, și știți că nu-mi place să mai dau tapping în energiile astea, că am văzut mai devreme și am spus, sunt niște spirite pe care nu mai vreau să le accesez pentru că m-au făcut foarte mult rău și nu mai vreau eu să le accesez pe aici. Chiar nu mai vreau. Ok? Și nu mai e cazul. Dar să știi că pentru câteva dintre voi, regina asta de monede cu eremitul era unul de ăla. Ok? Și te-ai încheiat karma. Te urmărea dintr-o altă viață, ca să înțelegi, invizibil, deși ție ți-a părea că ar exista și tot timpul ne-am certat cu ea pe masă în toate talările, chiar și eu. Și am zis, regina de monede cu eremitul, nu e ea în viață. Uite, acum am văzut și eu. Ce vrei? Ți-am zis că nici eu nu le știu pe toate. Nu era în viață pentru foarte multe dintre voi. Dar era o karmă dintr-o altă viață. Doamne, deci am un mesaj aici, nu știu, trebuie să-l dau neapărat. Știți că eu vin cu mesaje de-astea bombă. Nu mă lasă. Deci până nu-l spun, nu o să mă lase. Ok. O secundă să beau o gură de apă. Deci mi-a căzut și regele de monede pe jos, l-am luat și de pe jos, am băut și gurița de apă. Și să mă pregătesc să zic mesajul greoi. Dar e ca o... Parcă-l simt așa, ca o... Acest mesaj nu-l simt atât de greu, cât îl simt eliberator, mai degrabă spus, dar după ce nu să-l spun, o să văd cum este. Deci mesajul este în felul următor. Un cuplu, un rege de monede cu o regină de monede, mai exact un bărbat din gemeni cu capricornie, nu mai trăiește, nici ea nu mai trăiește, ea este fecioară. Într-o lume paralelă, adică știți cum am mai explicat eu într-un video, adică paralel cu tine în momentul ăsta în trecut, ok? Simultan, mai bine spus, paralel, simultan, acum rezonează. Îți comunică în felul următor, că s-au încheiat socotele, au trăit în același timp și în aceeași energie cu tine. Ai avut de încheiat ceva, ok? Pentru câteva dintre voi în aceeași casă cu tine, dar într-o eu nu știu cum să spun altfel decât timp și știți că eu v-am spus că în partea altă nu e timp. Aici e timpul inventat. În aceeași... cu aceeași frecvență, ok? Numai așa numitul trecut. A trăit cu lumea în aceeași casă, dar casa paralelă, adică o altă casă, dar tu n-ai văzut-o, că a fost separată de un perete... Înțelegi ce spun. Lumea de dincolo, trecutul, viitorul, separate nu le vezi, dar sunt simultan. A fost separat, ei încă trăiesc acolo. Eu am spus de foarte multe ori, nu știu, poate greu de înțeles, ei încă trăiesc acolo. Așa a spus ele fantome. Ei încă trăiesc acolo. De-aia te poți întoarce în trecut, de-aia mă pot întoarce în trecut, mă pot duce în viitor să aflu, pot să știu trecutul, pot să știu viitorul. Câteodată... Vreți să vă mint? O să spune, vai, ce modestie. Da, chiar este. Câteodată mi-a fost foarte greu că am fost o persoană spirituală. O creatură. Atât de diferită de restul. Alții ați spune că ar fi o binecuvântare. Dar pentru mine a târnat foarte greu. Din multe puncte de vedere. Am fost foarte greu înțeleasă. Am fost judecată de foarte multe ori și apoi aplaudată pentru că, păi, ai avut dreptate ce ai spus, chiar și când eram mică, ok? Am mai spus de foarte multe ori că
Viața mea a fost una foarte lină și a trebuit să fac multe sacrificii. De exemplu, unul dintre cele mai mari sacrificii a fost că așa a fost karma mea, să fiu singură mult timp. Mult timp, ok? Să nu pot să fiu cu nimeni. Nu mi s-a dat accesul ăsta. Nu mi s-a dat accesul să am parte de iubirea aia pe care mi-o doream eu. Aia a fost karma. Și multe alte chestii care au fost greuțe pentru mine, rău de tot. Acum spun greuțe, dar grele, vreți să vă mint? Grele. Sacrificii pe care le-am făcut poate pe timpul meu, pe anii mei. Faptul că a trebuit să înțeleg răutatea oamenilor și să încasez cu atâta... N-a fost ușor. Acum este. Vreți să vă mint? Acum este ușor, că... Oricât ai fi de extraterestru, trăind atâția ani pe pământ și împlinindu-ți karma și terminând lucrurile astea, ajung să trăiești pentru tine și să fie altfel. Dar au fost momente când au fost critice. Critice, nu vă mint. Și pentru alții ar spune, că de-aia am spus, să nu vrei să trăiești în papucii cuiva, că nu știi prin ce trece persoana aia. Să vrei să zici, a, ce drăguț, vreau să fiu și eu o persoană spirituală. Eu am fost o persoană alesă și trimisă așa. Eu mai vin să spun o chestie de foarte multe ori. Eu am avut momente când am zis că vreau să renunț. Dar n-am cum, că asta sunt. Nici dacă aș fi vrut, n-aș fi putut. N-am, eu așa sunt construită, așa sunt setată și așa am venit. Exact ca și cum setești ceva și vrei după aia să schimbi. N-ai cum. N-ai cum. Eu de multe ori am spus renunț la lumea asta, nu mai vreau să continui. Când au fost situații critice și eram forțată în anumite circunstanțe și misiuni și ce înseamnă să nu poți să ieși din ele, nu poți, nu poți. N-am avut cum. Asta sunt. N-am cum să schimb ceea ce sunt. Deci m-a forțat să rămân în chestia asta. Asta sunt. Asta sunt. N-am cum să fiu altceva. Ok? N-aveam cum. Și ce vreau să spun aici, ca să înțelegi de ce ți-am explicat lucrul ăsta, este că asta a fost karma cumva la tine. Ești un pic similară mie, femeia cu care vorbesc aici. Nu știu dacă se spune un pic sau la fel, asta vei spune tu. Dar n-avei cum să schimbi viața ta și n-avei cum să schimbi karma ta. Ai trăit în paralel cu aceste persoane care ți-au făcut șicane pentru că într-o altă viață, exact, a fost o chestie pe care tu ai făcut-o față de persoanele astea și a trebuit să vii aici să împlinești karma. Te-au urmărit. Au fost niște neamuri. Pentru altele dintre voi, niște care au rămas și nu s-au mai renăscut, să spunem așa, sau așa te-ai renăscut tu aici, cu condiția să fii urmărită de respectivii și să trebuiască să plătești datoria karmică, fiind atacată energetic sau spiritual de persoanele astea, că poate tu într-o altă viață asta ai făcut față de persoanele astea. Iar pentru alții dintre voi am un mesaj, pentru că într-o altă viață ai crezut în partea întunecată și ai făcut parte dintr-un cult sau ai făcut parte dintr-o chestiune de vrăjitorie și în viața asta a trebuit să spargi acel cerc. Dar multe dintre, că mi-a ieșit și magicianul aici, poate ai fost un mare mag, ok? Mare magician, mare alchimist. Dar în momentul când ai venit aici a fost lecția ta. Ce faci? Că tu ai venit pentru un lucru, ai spus eu vin ca să reschimb istoria, să fiu cu Dumnezeu. Nu mai vreau să fiu acest mag. Pentru foarte mulți dintre voi se întâmplă așa, că spuneți de ce mă urmăresc energie și spirite. Păi vă spun eu. Pentru că n-ați încheiat dintr-o altă viață, dar ați venit să încheiați. Mulți ați făcut parte din culturi, din vrăjitorii, din... îți dau un exemplu, uite, îți dau un exemplu ca să înțelegi. Din cei care au ucis la palate, ești revizitat de victime, din juriu care stătea cu ciocanul și decidea cine să fie ucis la palat, din
11.000 de situații. E aici, în cazul tău, tu ai fost vrăjitor sau vrăjitoare. Și tu ai vrut să vii aici să reglezi situația și să fii cu Dumnezeu. Iar cel în care credeai tu atunci, te-a tot urmărit toată viața și te-a cunoscut din copilărie, exact, și a înțeles că tu ai te-ai sustrat. Și cei care făceau parte din cultul respectiv, eu zic cult, dar tu înțelegi ce vreau să zic. Din corul ăla din care tu ai făcut parte, din grupul ăla de vrăjitoare, vrăjitor și așa mai departe, unde se făcuse ritualul respectiv, de mult rău, ok? Regina asta de monede era cu 7 de săbi. Ea a fost acolo ceva foarte... Ea a fost, fecioara asta. Uite, 6 de cupe și moartea. Dar tu i-ai făcut ceva rău atunci a ei. Ori ea era scorpion, ori ce i-ai făcut rău? Ia să vedem. 3 de săbi cu judecata, ce-i cu rău în vremea aia? I-ai luat copilul. Pentru unul dintre voi i-ai luat copilul. I-ai omul... copilul. Înțelegi? I-ai fost foarte crudă. Wow! O, săracă. S-ați bătut singură, undeva închisă. N-a mai avut acces la mama ei. Wow! Ai privat-o de iubirea mamei ei pentru că i-ai ucis mama. Într-o altă viață, mă refer. Și a pierdut copilul. Deci a fost ceva foarte urât acolo. Spun sincer, pentru că tu erai foarte crud atunci. Să mai întreb de ce a venit să răspunde multe întrebări, n-am putut să aveți copii în viața asta, pentru că așa a stabilit de acolo. Nu vin să am copii. Nu vin să am copii pentru că am făcut asta. Și pentru că e drept și normal. 7 evute și roata. Vreau să știu dacă toți suntem pe subiectul ăsta. De ce ai făcut asta? De ce erai așa crudă? Erai într-o judecată tu. Exact ce am spus. Erai undeva într-o judecată sus. De ce ai făcut asta cu judecata și 3 de pentacule? De ce ai făcut atâta rău? Care a fost motivul? 4 de monede și 5 de săbii. Ai avut un conflict personal cu ea. Exact în viața asta, asta ai pățit tu. Oamenii au avut conflict cu tine degeaba și n-ai înțeles de ce. Adică, de ce se iau oamenii de mine degeaba? De ce aveai conflictul ăsta cu ea, 4 de monede și 5 de săbii? Că avea o energie extraordinar de frumoasă. De ce cu 9 de săbii și marea preoteasă? Vai, incredibil. Deci ideea e felul următor. Hai ca să vezi aici ce... De ce a avut asta? Era iubită, era vrut... De ce cu asta să fie Regina de cupe? Deci tu aici nu te uiți energia, deci spun sincer. Nu pot să cred. Tu te uiți aici și îți vorbesc despre energia unei femei din leu vărsător. Îți vorbesc cumva în viața asta te-ai potolit. Te-ai potolit. Foarte bine că te-ai potolit. Ar fi bine să te potolești, dar văd că te-ai potolit. Pentru că pentru multe dintre doamne, femeia asta chiar a trăit în viața asta, dar și-a văzut de treaba aici și cred că s-a dus recent. O spun sincer să fiu. Cred că s-a dus recent. Cineva care și într-o altă viață ți-a făcut același lucru. A avut invidie pe energia ta, că ești iubitoare, că ești iubită, că emane energie pozitivă. Nu mai e femeia asta, nu mai trăiește. Sau de mult, nu curând. Pentru câteva dintre voi curând. Pentru alte dintre voi s-a dus de ceva timp. Iar pentru alte dintre voi probabil că a avut chestiunea asta că... A fost deranjată că te-ai purtat, probabil te-ai purtat crud cu ea. Vreau să știu ce ai făcut tu rău, reginii ăstea de monede, de ai plătit în viața asta. Eu atâta vreau să știu. Ce ai făcut cu diavolul și regele de săbii?
ce? Tu trebuie să știi, tu trebuie să știi, tu, nu eu. Cum ai făcut-o tu pe femeia asta să fie singură, de a suferit ea așa rău? Ori ai judecat-o că era singură? Cum ai făcut-o să fie singură? Eu vreau să te ajut pe tine ca să înțelegi de ce. Cum ai făcut-o să fie singură cu Hierofantul și Justiția? Cu luna și 5 de monede. Doamne, ce să văd ce ai făcut femeia astea. Cum cu 9 de săbi și 5 de bâte, că ai făcut-o să plângă rău. Pentru câteva dintre voi ați luat bărbatul sau ați despărțit-o de bărbatul vostru sau de bărbatul ei, sau ai avut o aventură cu bărbatul ei și s-a pus undeva acolo, că ea cât ai avut o aventură cu bărbatul ei, a plâns și a suferit rău de tot. Este mint. Uite, regele de monede. Ai despărțit-o de bărbatul ei. Pentru că apare că tu ai fost marea preoteasă și regina de cupe. Și acum? De ce ai scăpat de ea? De ce ai reușit să scapi de ea? Că ai renunțat la bărbatul ăsta. Cum ai reușit să scapi de ea cu 9 de bâte și regele de monede? Ai renunțat la bărbatul ăsta, da. Uite, 10 de săbii, magicianul, 7 de bâte și roata. N-ai... Îmi place de tine. Eu cred că n-ai avut ce treabă cu bărbatul ăsta, ori dacă ai avut, era o chestie care se repeta dintr-o altă viață. Deci hai să ne înțelegem, a fost o chestie care se repeta dintr-o altă viață. Tu într-o altă viață ai luat bărbatul femeia asta și a suferit mult singură, a pierdut și copil și așa mai departe, etc. În viața asta n-ai mai repetat același lucru. De ce? Pentru că ai respins bărbatul ăsta, care poate să fie, zic și eu, Fecioară, Capricorn, Berbec, Rac, Pești, nu l-ai mai vrut, l-ai respins. Deci n-ai mai repetat același ciclu, n-ai vrut să mai ai de-a face cu el. Bun, asta a spart karma în două, pentru că universul a văzut că tu nu mai vrei să repeți același ciclu karmic și asta a încheiat trecutul și ce aveai tu de încheiat cu femeia asta. Că ea o mai trăi, că nu o mai trăi, asta este partea a doua. Ce s-a întâmplat cu regele ăsta de monede acum? Ce cu asul de cupe? Că el încă te urmărește pe tine. Nu mai ai zis pa. Ok? Pași de cupe, regina de cupe și marea preoteasă. Tu ai încheiat karma cu această persoană pentru că i-ai spus, pentru foarte multe dintre voi, aveai un obsedat de bărbat care era o karmă dintr-o altă viață și anume el tot timpul vrea să fie cu tine, ori chiar ai fost cu el și cumva ai spus acestui bărbat nici să nu-ți închipui că ai soție, exact, papa, sau poate bărbatul ăsta are o soție. Nu știu, că nu vreau să mai intru mai multe detalii, atât rămân aici. Poate el are o soție bolnavă. Și poate el a crezut că o să fie împreună cu tine. Poate într-o altă viață femeia asta n-a rezistat. Sau chiar i-a luat bărbatul. Dar în viața asta i-ai spus... Salut! Ok? Și a încheiat karma. Varianta cu numărul 3. Aici mâine văd reciprocitate. Și mai mult decât atât, văd, dau și, îți dau și iau. Este ceva, sunt și plăți, sunt și colete care vin către tine. Schimb de bani, aud. Cineva schimbă niște bani, vrea să plece în altă țară.
aeroport. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 3, mâine 26 martie 2024? Da, uite, așa sunt de monede. Sunt niște plăți de făcut. Cineva schimbă bani aici. Cineva se mișcă foarte încet, ok? Parcă văd pe cineva că așteaptă la un rând, mișcându-se foarte încet în privința unor plăți. Pașapoarte, acte, obținerea unor acte. Cineva așteaptă la notar aici să obțină niște acte. Auzi, aici certificat de putumă. Vezi, ai foarte mare grijă. Dacă vrei să te căsătorești cu un bărbat dintr-o altă religie, vezi că omul ăsta vrea doar pentru acte cu tine. Mă, că te pregătești să te duci să rezolvi niște acte cu omul ăsta. Nu-mi place de el. Deloc, să știi că nu-mi place de el. Omul ăsta, cred că toată familia a încercat să te convingă că el vrea să căsătorească cu tine pentru acte și tu nu înțelegi. Deci tu nu înțelegi ca femeie lucrul ăsta. Bărbatul ăsta vrea să te ia pentru acte. Vezi că el în țara lui are o femeie cu care trăiește și ține la ea. Cu tine, regina de săbii, cu 5 de bâte, 10 de monede. Nici nu face nimic din punct de vedere financiar, doar pentru cine rezonează aici. Probabil că bărbatul ăsta este minte, că e singur cu tatăl lui. Sau văd că mai are frați, mai are... Poate el minte despre femeia asta că este sora lui. Nu e sora lui. E soția lui din țara lui. Și nu știu cum s-au luat oamenii ăștia cu acte, pentru că de-aia au certificat de cutumă și mi se pare că asta dovedește dacă el a mai fost căsătorit sau nu, să nu mă înșel. Că este ceva doveditor care arată că, de fapt, el nu știu cum e luat cu femeia asta acolo, pentru că nu e luat la starea civilă. E făcut o nuntă tradițională în stilul lor. Și nu vor arăta actele lucrul ăsta. Adică, la stare civilă nu. Uite, multe discuții. La notar, copii, acte, aprobări. Nu. Te-aș ruga să analizezi situația. Te-aș ruga să pleci pentru binele tău. Vezi că nu da cineva aici. N-am să încerc să te conving foarte mult, că până la urmă, dacă familia ta, uite, văd că vorbește cu tine și nu te face să înțelegi, eu nu o să te conving prea mult. Decât am să spun că persoana asta probabil n-are ședere și vrei să-i faci șederea la tine acasă. Dacă vrei să faci șederea cuiva la tine acasă, te sfătui de acum să nu o faci. Nu-i face acte să aibă ședere la tine în casă, pentru că este o persoană periculoasă. Poate este cineva care nu are reședință și are nevoie să-și facă buletinul odată cu chestia asta la tine. Te rog să nu o faci, să n-ai încredere în persoana asta. Iar pentru altele dintre voi care vreți să vă căsătoriți cu cineva de altă religie și sau dintr-o altă țară, eu cred că vă puteți iubi și fără... Chiar te rog să-i adresezi întrebarea asta. De ce? Că e cineva care te strânge cu ușa. De ce nu putem să ne iubim și fără să ne căsătorim? Pentru că eu consider că doi oameni care se iubesc pot sta și fără să se căsătorească. Du-te la tine în țară, te mai vizitezi eu, mă mai vizitezi tu și uite, așa suntem bine. Și n-are rost să ne complicăm și să ne căsătorim, să ne îngreunăm viețile de pe acum. Pentru că cineva într-un timp scurt de 7 luni de zile vrea să se căsătorească cu tine. 7-6 luni de zile. Ori s-a fixat o dată de căsătorie pe 7-6, data de 7-6. Asul de săbii, 2 de pentacule. Cineva o să realizeze aici că este doar un joc. Mâine, asul de bâte și 2 de bâte. Ai să stai să te gândești la ce ți-am spus eu, în caz că ești persoana care se uită aici sau mămica fetei care trece până asta. Și ai să te gândești, pentru că te ceri cu ea în continuu. Ori tu, dacă ești fata, te ceri cu mama ta continuu, pentru că tu plângi și vrei ceva, dar nu înțelegi că mama ta sau familia ta are dreptate în legătură cu persoana asta, că vrea doar bani de la tine și că n-are un sfat să creeze un viitor cu tine, dar în schimb vrea să se însoare cu tine. Ți-a prezentat în lung și în lat care avea nu știu ce averi sau oferte la el în țară, de fapt n-are nimic. Uite, se zice de bâte 600 de monede. N-are nimic de oferit și de pus pe tavă. E foarte fericit să iasă justiția și actele curate, ca după aia să o tulească într-o altă țară și să te lase. Imediat după ce primește actele, a și plecat și te-a și lăsat. Trebuie să te anunți dinainte. Ca să știi la ce te aștepți, după ce
te căsătorești cu el, ies actele, depinde în ce poziție ești, pentru că eu văd că deja ești în derulare de acte, poate deja te-ai căsătorit cu el și acum trebuie să iasă buletinul și alte lucruri. Imediat după chestia asta, bărbatul ăsta a șiturit-o. Ok? Nici nu vrea să dai explicații. Divorțul o să-l obții de la distanță, dacă o să-l obții. Pentru că ai să te rogi mult de el. Dacă deja s-a întâmplat pentru doamnele situația asta și tu te-ai căsătorit cu cineva și a fugit, trebuie să faci cumva să dai de persoana asta doar pentru divorț. Dacă te doare și suferi că de ce a fugit, trebuie să spun dinainte că a fost un escroc de la bun început. Și că cineva ți-a spus treaba asta aici de la bun început. Și a fost cineva de la tine din familie. Poate chiar un avocat care îți spune că bărbatul ăsta a fost un escroc și că el a vrut doar căsătorie pentru acte și pentru bunuri financiare, pentru că este posibil ca cineva când a fugit aici cu regina de monede să fi sustras și ceva bunuri de la tine. Justiția, uite, proces, proces de divorț. Hai să reușești să divorțezi, da. Divorț cu succes. Te așteaptă ceva foarte frumos, da? Nu mai plânge. Nu mai plânge că n-ai pentru cine. Uite, e o dezlegare aici, în sensul că te-ai iluminat și ai înțeles că înapoi nu se mai întoarce nimeni. Ai suferit foarte mult, că ai spus înainte de asta ai avut o relație eșuată cu cineva. Persoana asta s-a comportat foarte rece și nici măcar intim nu s-a apropiat de tine. Poate nu neapărat să fost de o altă religie, poate cineva care s-a căsătorit cu tine pentru lucruri financiare și apoi că ești bărbat sau femeie, apoi a profitat, în sensul că nici intim nu te-a băgat în seamă, nici de niciun fel. Eu spun totdeauna, nu plânge după așa ceva. Nu plânge după așa ceva. Soarele și nouă de să vin? Cineva care nu mai vorbește cu tine. Te-a îndepărtat de tot. Probabil că ai rămas însărcinată sau ai născut, ești lăuză, îmi pare rău să aud lucrurile astea, că nu este momentul potrivit să treci prin asta. Ori simți că nu-ți poți proteja copilul singură, nu mai fi speriată pentru că nu se întâmplă nimic copilului tău și nici ție. De ce ți-e frică pentru copilul tău cu nouă de bute și... Vezi cum m-am uitat cu un ochi către tine, nu? Așa m-am uitat cu un ochi. Fii serios. Acum între noi două. O secundă. Fii serioasă. Acum între noi două. Nu s-a atinge nimeni de tine. Nici de copilul tău. De ce ți-e frică în legătură cu regele ăsta de băte și regele de mâine de copilul tău? Tu ești balanță și te frică pentru copilul tău. Și pentru că ești singură. Potolește-te că nu-ți face nimeni nimic. Potolește-te că nu-ți face nimeni nimic. Stai liniște. De ce te frică de regele ăsta de pute și regele? Mai dă-i regele de pute și regele de monede. Se frică de un bărbat din Capricorn Fecioară, se frică de un bărbat din Berbec. De ce ție ca balanță ți-e frică de bărbați ăștia doi? Eu zic să nu-ți mai fie frică. Eu zic să-i lași acolo unde sunt și să-ți vezi de viața ta. De-aia. Că e mai bine să nu stai prin preajma lor. Îți dau și un sfat. Ca să nu mai ai de ce să-ți fie frică. Că eu zic că ești bine unde te duci în viața ta și eu zic că e bine să nu-ți mai consumi energia pe acolo. Și cu cine vorbesc aici, înțelegi despre ce vreau să spun. Ok? Vă găsi te ajute mesajul meu cu pași de cupe și nouă de săbi. Ia să vedem de ce o să te ajute mesajul meu. Cu 10 de monede. Te frică de bărbatul ăsta că îți face ceva? Zice poate cu 7 de săbii. Stai niște că nu s-a atinge de tine. Nu s-a atinge de tine.
Nici n-are cum. Dă! Nici n-are cum. Dă! Nu poate să facă nici așa. Nu poate să facă nici așa. Că nu poate să te atingă. Stai liniștită. Este foarte constrâns. Înțelegi ce zici? Adică de gânduri, idei, de viața l-a strâns și l-a constrâns. N-are cum să-ți facă nimic. Stai liniștită. Bun. Și văd că te calmezi, te liniștești. Ce te așteaptă pe tine ca regină de monede mâine, 26 martie 2024? Tu ai o greutate, ai o karmă de încheiat. Tu dacă ești balanță, gemeni, trebuie să vorbesc cu tine, ai o karmă de încheiat. Deci tu trebuie să termin cu bărbatul ăsta din gemeni, balanță, vărsător. Ai o karmă de încheiat cu diavolul și 10 de bâte, ok? Trebuie să închei karma, asta este. De ce trebuie să plătești karma asta cu diavolul și 10 de bâte? Pentru o sumă de bani și pentru ceva financiar pe care tu ai făcut. Tu ai făcut o gafă foarte mare și ai o karmă, nu o să te mint. N-o să te mint. Ai o karmă destul de mare. Înțeleg de ce ți-e frică. Sau voi, cum o să fii din exterior aici sau pentru cine vă uitați, femeia asta din balanță, gemeni, balanță, are o karmă cu 10 de bute și diavolul de încheiat. Pentru că ea a făcut o problemă pe partea financiară, mai exact o neregulă cuiva, și din câte văd, ea are regrete și conștiința încărcată, dar și urmărește din ascuns, dar trebuie să-ți confirm eu că această karmă durează. Asta este. Va trebui să o iei încetişor. O să ieși din ea, dar trebuie să-ți împlinești task-urile. Cât o să dureze karma asta la tine? Un an și 8 luni sau 2 ani și 8 luni. Este cât ai făcut tu persoanei respective probleme financiare, atât ai tu de plătit. 2 ani și 8 luni. De ce 2 ani și 8 luni? Turnul și steaua, uite. Pentru niște minciuni pe care persoana asta le-a cauzat împreună cu un bărbat din berbec săgetător. Chiar dacă ea regretă, a făcut asta unei femei iubitoare pentru doamnele care vă uitați. E femeia asta ți-a făcut probleme financiare, tu ești o femeie foarte bună, foarte empatică, ea n-avea nicio treabă să intre în viața ta, a fost o chestiune karmică, împreună cu un bărbat, poate chiar fostul tău sau nu neapărat fostul tău, un individ care te-a urât, un hoț cu 7 de săbii, ea s-a alăturat unui hoț din berbec săgetător și a făcut o pagubă financiară ție, iar ea plătește împreună cu el. Ei e frică pentru copilul ei pentru că este foarte singură. Eu am asigurat-o să nu-i fie frică, dar ei e frică de acești doi indivizi cu care ea a colaborat în această escrocherie. Acum, poate tu ca femeie ești într-un proces cu acești indivizi, dar să știi că la acești indivizi, împreună femeia asta cu ăștia doi bărbați, le e frică. Pentru că Dumnezeu e aici pe masă cât se poate de sus și tare justiția cu judecata și nu iartă nici karma. Uite, steaua cu turnul. Aici se întâmplă și ceva nașpa și cu 4 de săbii. Vreau să văd și eu un pic ceva aici. Ce se întâmplă aici cu steaua și turnul? Ce s-a rupt cu steaua și turnul? Justiția, judecata și turnul. Parcă dă cu ciocanul judecătorul și spune victima are dreptate sau persoana vătămată este persoana care îi se încredințează suma de bani care i-a fost luată de regele de monede, care rămâne falit cu 5 de monede și este karma lui. Ok? Și culmea că persoanele astea au karmă să nu mai poată să vorbească. Că astea s-au făcut ție ca femeie. Și mâine afli de lucrul ăsta. Wow! Și au o karmă că pățești ceva cu turnul ăsta și steaua. Ce pățești cu turnul și steaua? Mașina.
mașina. N-am să spun aici pentru că Dumnezeu se ocupă de fiecare și nu vreau să dai un verdictul. Dar tu ca femeie o să auzi lucrul ăsta pentru că tot ceea ce persoanele astea au ca și karmă de plătit, că de-aia spun, niciodată să nu vă înjur cuiva, că dacă tu vezi pe cineva că a trecut de o karmă, ăla e supraviețuitorul. Îți spun eu că e greu să treci de o karmă. E între viață și moarte. Spun eu, peace. Dacă cineva trece de karmă și doamnele mele vă pup și vă iubesc, care știți despre ce vorbesc, cine trece e norocos. Cine nu, depinde ce ai făcut și ce se întoarce la tine. Că dacă ai făcut cumpere, nenorocire, accidente și alte chestii, good luck. Asta e. Dacă persoana aia a rezistat, persoana care le-a făcut, vedem. Bun, atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 3. Acesta a fost video din această seară. Vă pup și ne vedem mâine.